În Biserica Ortodoxă a fost sărbătorit astăzi soborul Sfinților Arhangheli Mihail și Gavril și al tuturor cereștilor puterii. În această zi de sărbătoare, peste 1,5 milioane de români își serbează onomastica. Pe aceștia i-a felicitat astăzi Preafericitul Părinte Patriarh Daniel, dorindu-le cu acest prilej mulți ani cu sănătate și mult ajutor de la Dumnezeu în toată fapta cea bună. În ziua de prăznuire a soborului Sfinților Arhanghel Mihail și Gavril și al tuturor cereștilor puteri, Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, a participat la Sfânta Liturghie, săvârșită în paraclisul istoric Sfântul Mare Mucenic Gheorghe al reședinței patriarhale. În cuvântul de învățătură, Preafericirea sa a vorbit mai întâi despre menirea, numărul și natura îngerilor. Aceste puteri cerești, netrupești, au fost create înainte de facerea universului material, și rostul creierii îngerilor a fost acela de a se împărtăși de bucuria și de fericirea Preasfintei Trăimi, dar și de a lăuda pe Dumnezeu și de a împlini voia Lui în lucrarea de mântuire a lumii. Sfinții îngeri, ca ființe spirituale, inteligente, sunt mesageri sau trimiși al lui Dumnezeu în Sfânta Scriptură. Prin acești îngeri, în general, Dumnezeu arată care este voia sa, mai ales ei se adresează oamenilor pentru a binevesti voia lui Dumnezeu și pentru a chema pe oameni la mântuire, la viață veșnică, în iubirea, lumina și bucuria Preasfintei Trăimi. Sfinții îngeri sunt în număr foarte mare, de aceea Sfânta Liturghie euharistică, atât a Sfântului Vasile cel Mare, cât și a Sfântului Ioan Gură de Aur, ne vorbește de mii și zeci de mii de îngeri care stau înaintea tronului Preasfintei Trăimi. Îngerii au fost creați la început ca ființe luminoase, inteligente, ele sunt limitate, dar au o formă uneori materială când comunică oamenilor, fără să aibă și substanță materială. Au contur material, dar nu conținut material, și se deplasează cu rapiditate foarte mare. Cereștile puteri netrupești au voință liberă și pot rămâne fidele lui Dumnezeu sau pot să cadă din relația de comuniune cu Creatorul lor, a afirmat Preafericirea sa. Lucifer, din iubire de sine și din dorință de slavă deșartă și din răzvrătire, a căzut și a devenit o ființă întunecată și răutăcioasă. Sfinții îngeri, cât sunt în ascultare față de Dumnezeu, reflectă slava lui Dumnezeu prin lumina din ei și bunătatea lui Dumnezeu, dar și dreptatea lui Dumnezeu. De aceea, atunci când a căzut Lucifer și toți îngerii care erau împreună cu el și l-au urmat, Arhanghelul Mihail a zis să luăm aminte, să stăm bine, și a atenționat pe îngerii care au rămas fideli lui Dumnezeu să fie cu luare aminte. Această atitudine a Sfântului Arhanghel Mihail sau Mihail a arătat fermitatea sa și credincioșia sa în a sluji lui Dumnezeu. De ce el a înlocuit pe Lucifer și a devenit mai marele sau voievodul sau principe de oștirilor cerești netrupești? Cei doi arhangheli, Mihail și Gavril, sunt purtătorii luminii și lucrătorii voii lui Dumnezeu în lume, a reliefat Părintele Patriarh Daniel. În Sfânta Scriptură, deja în Vechiul Testament, avem numele celor doi arhangheli, Mihail și Gabriel, sau Mihail și Gavril. Când s-a tradus din ebraică în greacă, particula aceasta, el, de la sfârșit, a devenit il, dar el vine de la Elohim, care înseamnă Dumnezeu. Și deci toate aceste nume ale arhanghelilor, în general, sunt teofore, purtătoare de Dumnezeu. Pentru că ei sunt purtători ai luminii și ai harului Dumnezeu, pe care îl vestesc în lume. Mihail sau Micael înseamnă
cine este ca Dumnezeu, cine este mare ca Dumnezeu. Iar Gabriel sau Gabriel înseamnă om al lui Dumnezeu sau tăria, puterea lui Dumnezeu. Acești arhangeli sunt numiți în acatistul lor. Primul este numit slujitor al legii, al legii vechi. Și al doilea, Gabriel, este numit înger al darului sau al harului, pentru că binevestește mai ales întruparea Domnului Iisus Hristos, prin care a venit harul. Legea s-a dat prin Moise, dar harul și adevărul prin Iisus Hristos. Arhanghelul Mihail sau Mihail pedepsește pe regii care se împotriveau poporului Israel. El ajută la dărâmarea zidurilor Erihonului, de pildă. El pedepsește pe locuitorii din Sodoma și Gomora pentru nelegirile lor, dar în același timp ocrotește pe Lot ca să nu fie ars de viu. Și, de asemenea, el este cel care îl ajută pe Moise să biruiască și apoi, la moartea lui Moise, el îngroapă trupul. Arhanghelul Mihail este și cel care va veni la sfârșitul veacurilor și va suna trâmbița pentru chemarea popoarelor la judecată, fiind arhanghelul dreptății și pedepsitorul celor răi și ocrotitorul celor buni. Arhanghelul Gabriel este un înger al darului sau al harului. Prin el se aduce vestea cea bună. El s-a arătat Fecioarei Maria și i-a spus că va naște pe Iisus, Fiul lui Dumnezeu, Mântuitorul lumii. Și de asemenea s-a arătat preotului Zaharia, căruia îi spune că va avea un fiu și va pune numele lui Ioan. Adică este vorba de Sfântul Ioan, înainte mergătorul și botezătorul Domnului. Deci acești doi arhangeli, Mihail și Gabriel, sunt foarte populari. Ei arată deodată dreptatea lui Dumnezeu și bunătatea lui Dumnezeu. Dumnezeu este drept, pedepsește păcatul, dar iartă pe cei care se pocăiesc. De aceea Mântuitorul Iisus Hristos spune să nu disprețuim pe nimeni, nici pe cei mai mici și modești din lume, pentru că îngerii lor văd fața lui Dumnezeu. Prefericirea sa a vorbit în încheiere despre ierarhia cerească, afirmând că puterile cerești au fost grupate în 9 cete. Acestea sunt împărțite în 3 grupe sau triade. Prima grupă este a serafimilor, heruvimilor și tronurilor. A doua triadă, domniile, puterile și stăpâniile, și a treia triadă este cea mai apropiată de oameni, incluzând începătoriile, arhanghelii și îngerii. La final, Părintele Patriarh a adresat felicitări tuturor celor care poartă numele Sfinților Arhanghel, Mihail și Gabriel și derivate.